Mai mulți artiști mureșeni și-au dat mâna și vor organiza un spectacol umanitar în care se vor strânge fonduri pentru Raul Mărginean, băiatul de 16 ani bolnav. Spectacolul va avea loc joi, 16 august, începând cu ora 17, în sala de spectacole a ansamblului Mureșul, din locația fostului cinematograf din Târgu Mureș. Unirea va avea loc din suflet pentru Raul, un eveniment la care vor participa Doru Pop, Ramona Fabian, Ciprian Picovici, Marcel Avram, Ioan Dordoi, Ortansa Șerbănuț Luca, ansamblul profesionist Mureșul și ansamblul Dor Solovăstrean. 22.000 de euro, aceasta este suma de care are nevoie Raul ca să trăiască, întrucât medicii au descoperit două tumori pe creier. Părinții au reușit să-l ducă în Germania la un consult, iar medicii de acolo au hotărât că Raul să înceapă imediat chimioterapia. Pentru asta însă tânărul are nevoie de 22.000 de euro, bani pe care familia nu are de unde să-i strângă. Sâmbătă 10 septembrie, ora 13, în urma activităților întreprinse de către polițiști din cadrul Biroului de Ordine Publică pentru Mediul Rural de la Poliția Reghin, în colaborare cu lucrători din cadrul posturilor de poliție Suseni și Brâncovenești și ai Biroului de Investigare a Fraudelor Reghin, în baza autorizației emisă de Judecătoria Reghin, s-a efectuat o percheziție la domiciliul unui bărbat în vârstă de 31 de ani. La locuința acestuia au fost identificate un număr de 16.000 de fire țigarete, 800 de pachete, având aplicate timbre fiscale emise de autorități ale altor două state. Întreaga cantitate de țigări a fost ridicată în cauză efectuându-se cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, suspectul fiind cercetat în stare de libertate.